Victoria contra celor de la FCSB aici de pe stadionul Giulești a fost momentul preferat și prima dată când am venit pe acest nou stadion frumos, când am câștigat cu 2-0. Victoria cu FCSB de pe Giulești, 2-0. Întoarcerea în Giulești, meciul cu FCSB din etapa a doua, cred, când am câștigat cu 2-0. Cele două meciuri făcute, în opinia mea, foarte bune, cu CFR și cu Farul Constanța. Sperăm să facem un retur, mini-retur, cât mai avem din acest sezon regular, foarte bun și să reușim să mergem în play-off și le urăm baftă și vom fi alături de ei și în play-off, cu siguranță. Se joace cum au jucat, noi suntem mulțumiți, se facă treabă. Sperăm să rămâne Săpunarul alături de noi. Voi alergați pentru noi, că noi vom cânta pentru voi. Le urez jucătorilor Rapidului să fie sănătoși și dacă se poate să ne facă o surpriză, să prindem play-off-ul și dacă avem și noroc, să încercăm să luăm campionatul. Să dea tot cel mai bun pe teren și să ne facă mândri la fiecare meci că suntem rapidiști. Să fie învingători, să câștigăm în acest an, mai ales în 2023. Te urez mult succes și reușite. Hai Rapid! Dacă Rapid nu ar exista, probabil că nu aș mai iubi fotbalul. Dacă Rapid nu ar exista, ar trebui inventat. Dacă Rapid nu ar exista, fotbalul românesc nu ar avea același farme. Dacă Rapid nu ar exista, nu ar fi viață. Exact. Doi la 1 pentru Rapid. 3-1 pentru noi. 3-1 pentru noi, da. Cred că vom câștiga cu 2-1. 2-1 pentru Rapid. În primul rând sper să jucăm frumos, să etalăm un fotbal spectaculos și sper să batem măcar cu un gol diferență. Să fim victorioși. Victorioși. Hai Rapid! Hai, tu Ganzic și Sefer, Antonio Sefer. Ioniță 1 și Săpunaru. Sefer, Săpunaru și Albu. Ioniță și Pănoi. Duganzic și Sefer. Sper să marcheze atacanții, că de-aia sunt atacanți, dar nu mă suport dacă marchează și portarul. Oricine, numai să fim învingători. Oricine, nu contează. Oricine, nu contează. Toți fac parte din echipa Rapidului, așa că nu... E indiferent cine marchează.